Copiii din județul Satu Mare sunt invitați să se implice prin desene în promovarea antidiscriminării persoanelor vulnerabile. Concursul este partea unei ample campanii de antidiscriminare a grupurilor vulnerabile și se va derula în perioada 20-27 martie, sub coordonarea membrilor asociației STEA. Premierea lucrărilor se va desfășura în data de 21 martie 2015, într-un cadru festiv la care vor fi invitați toți concurenții, alături de reprezentanții autorităților locale. Toate desenele vor fi prezentate între o expoziție organizată cu sprijinul Muzeului Județean Satu Mare, promovată în comunitatea sădmăreană pe plan național și internațional. Lucrările pot fi depuse direct sau prin poștă la asociația Stea Bulevardul Octavian Goga numărul 14 până pe 16 martie.